Suntem împreună în această după-amiază. Îi spun bun venit în studioul lui Cătălin Striblea. Cred că e foarte greu să uităm ceea ce ni s-a întâmplat nouă acum câteva zile. Câteva zile doar. Da, cu Schengenul am văzut că continuă momentul ăsta, reacțiile, chestiunile de genul ăsta, zicerile, domnul Bode a trimis o scrisoare deschisă și mă tot întreb de ce mai fi domnul Bode ministru, da, mă rog, în fine. Dar domnul Bode nu știe engleză deloc, adică... Dar nu, aici e cu germană, nu e... Și asta... Ok, măcar o... Hello, how are you? Good point. My name is... Cartea niciodată n-a stricat în politică. Mi se pare că ăștia cu cartea au ceva. Cartea mi se pare că a făcut diferența și în politică. Nu? Da, cred că da. În fine, hai să povestim, să vă zicem ce s-a întâmplat în ultimele ore și ce ar putea fi posibil să se întâmple joi. Cred că asta e important. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Domnul Bode zice într-o scrisoare deschisă adresată omologului său din Austria că a fost așteptat în înșelări și în prietenie. Asta ar fi ideea de bază, că în luna ianuarie Austria ne spunea că cu siguranță, domnule, e rezolvată chestiunea asta, după care s-a răzgândit brusc. Acum, ministrul de interne al Austriei a spus: ba, v-am tot zis în ultimele săptămâni, nu v-am înșelat cu nimic, v-am tot zis că noi avem această poziție la care nu o să renunțăm. Mă rog, din această chestiune nu îi scoatem. Libertatea a trimis mai multe întrebări la Ministerul de Externe din Austria, la Ministerul de Interne, scuze, din Austria, și eu întrebam, domnule, până la urmă, hai să înțelegem și noi, în ce condiții ați putea accepta chestiunea asta? Și Austria a răspuns așa: punerea în aplicare a unor proiecte pilot pentru procedurile de azil la frontiera externă a Uniunii Europene, crearea unui temei juridic pentru o directivă privind returnarea, adică ce înseamnă asta? Că dacă l-ai prins pe unul din Pakistan, Afganistan, Siria și nu are ce să caute la tine, îl trimiți înapoi în țara respectivă, și crearea unui temei juridic pentru procedurile de azil în țări terțe sigure. Hai, traducere, asta însemnând că nu-i vrem pe teritoriul nostru să fie alte țări, adică dacă îi prindem la noi, să putem să-i trimitem în altă parte, cam asta zice Austria, pentru că îi înregistrăm pe acolo pe unde au intrat și asta să fie, numai să nu fie la noi. Sigur că toate astea sunt discutabile, iau timp și sunt enorm de complicate și e puțin probabil să funcționeze ca atare. Austria susține în continuare că e vorba doar de o chestiune de migrație. Eu asta urma să te întreb, e doar despre asta acum? Pot să zic că am scris astăzi pe blog un articol mai lung, căci și eu mi-am petrecut ca și alții zilele astea două gândindu-mă și căutând tot felul de misterii și de conspirații, nu? Că așa face mintea omenească, nu poate lua adevărul din față, dar am zis, e greu să te izbești doar de migrație în cazul României, când Croația are o problemă de 10 ori mai mare decât a României. Toată lumea știe că majoritatea migranților pe acolo merg, nu prin România, care e o rută mai dosită. Și nu găsesc o explicație, dar un lucru știu cert și l-am scris și acolo. Dacă e ceva care s-a blocat de aici încolo, este exploatarea proiectului de gaz din Marea Neagră. Că eu nu-l văd pe statul român acum, în momentul ăsta, să vină să zică: așa, acum reluăm discuțiile cu OMV să vedem cum o merge. E greu să cred așa ceva, adică numai că își dau foc la valiza ai noștri, cum să facă chestia asta. Deci acolo cred că s-a blocat și mă uit cine ar fi avut interes în această chestiune, adică cine ar fi avut interes ca România și Austria să nu exploateze punga aceea de gaz. E o singură țară care avea interesul ăsta, Rusia. Acum, Austria e cumva dependentă de gazul rusesc, a fost cel mai dependent stat de gazul rusesc. 80% din gazele lor veneau din Rusia. Austria a făcut o mișcare extraordinară în vara asta. A reușit să reducă dependența asta de la 80% până la 21% acum în iarnă. Bine, pe media anuală, Austria a luat 60% din gaz din Rusia anul ăsta. Dar acum, azi, când vorbim, ia doar 20% din gaz și are depozitele pline. Dacă această pungă din România funcționa, Austria nu ar mai fi luat deloc gaz din Rusia, că nu mai avea nevoie, îl lua din România în momentul ăsta. Și acum stau să mă întreb dacă realmente austriecii n-au calculat sau poate n-au vrut să se desprindă cu totul de dependența de gazul rusesc. Da.
Bam, aici am stat, eu nu zic că tot ce vorbim zilele astea în ceea ce ne privește pe noi, oamenii simpli și onești, sunt speculații de bun simț, e tot ce putem face. Adevărul nu va fi cunoscut în materie de politică și peste 50 de ani, dacă va apărea, și tot vor fi niște semne de întrebare. Consecințele sunt însă mult mai palpabile. Asta e una dintre ele. Nu cred că proiectul ăsta mai poate fi făcut în condițiile actuale în următorul an. Nu, mi-e greu să cred. Cum o să fie în următorul an? Sunt oameni în benzinării, înțeleg că sunt oameni în benzinării care merg să boicoteze sau una alta. Cum ar fi să-i spui și acum exploatăm cu OMV? În magazin au fost scoase produse, sunt restaurante care nu mai primesc comenzile cu anumite carduri bancare, două bănci, cel puțin. Da, am văzut și chestiunea asta și reacțiile vor continua. Deci aici, în politica românească, cineva trebuie să vină cu retorsiuni, cum se cheamă, adică măsuri împotriva Austriei. Nu știu dacă funcționează într-o totul așa, dar știu ceva cu ce ar mai trebui să vină. Ar trebui să vină și cu o garnitură nouă de miniștri. Domnul Bode zici că este pisica cu nouă vieți, adică, pe cuvântul meu, acuzat de plagiat, cu ratarea Schengen, cu cazul cu bomba de la Arad, ați uitat că e o bombă explodată la Arad, încă negăsit, cu a dormit pe bancheta din spatea mașinii, dacă ții minte, când a fost accidentul cu omul ăla. Și încă câte și mai câte are domnul Bode din asta, are o imagine făcută franjuri. Dar, în continuare, aici nu, omul e de neatins, adică domnul Iohannis ar trebui să ia în calcul că dacă astăzi face o schimbare ministerială în aceste puncte afectate de acest eșec, că e și un eșec a României, nu numai pe principiul e austriarea, dă și un mesaj și le spune oamenilor din guvern, dar și oamenilor acestei țări. Păi, de acum înainte am venit cu o garnitură de oameni noi, ei au niște idei, uite ce putem face, uite, vom construi, ăsta e planul nostru. Atenție, joi, e o întâlnire la Consiliul Asta European. Asta urma să întreb, să discutăm și despre asta. Se întâmplă ceva acolo? Eu nu cred. Poate Mi-e greu să cred. Cred că l-am auzit și pe Marcel Ciolacu, care spunea, hai să nu ne pripim, că dacă ieșuăm și acolo, ieșuăm de tot. Eu nu văd de ce Austria și-ar schimba poziția în ultimele ore, adică ce? Nu văd, adică rezolvă, i s-a dat un plan pentru imigrație, rezolvă criza gazelor, mi-e greu să cred. Cred că momentul ăsta e ratat, aștept și eu ca fiecare român un miracol, sincer, m-aș bucura enorm. Da. Dar nu-l văd un miracol construit pe ce în politică, adică ce să se întâmple? Ce să se întâmple? Ba, vedem, până joi nu-i departe, eu... Țin bun, dar mi-e greu să cred că miracolul apare. Înțeleg de pe culoarele politice, dar sigur că acum autoritățile din România, ele vor să acrediteze orice ca să scape din laț, știi? Că au sunat și americanii, că au sunat toți europenii, că s-au dus presiuni germanii. Că s-au dus la cancelarul Nehammer, că s-au dus toate companiile austriece pe rând, astea care sunt în România, să-i zică Nehammer, nu fi nebun. Și ce că ar fi refuzat tot. Asta se aude pe culoarele politice din România. Eu iau cu a pinch of salt, cum spune englezul, adică cu un pic de sare, pentru că, sigur, nu o să spui acum, bă, dar am greșit și noi. Ei știu cum sunt de atâția ani de zile, deci cred că, hop, iau-te-l, ora 18, vorbește, ia. Pregătiți-vă, stimați cetățeni. Da, domnul președinte. Dom'le, s-o bage domnul președinte Iohannis când vorbește aici la televizor, s-o bage pe aia cu gongul de a relatat-o Daniel Morar, că mi-a stat mintea în loc, am citit fraza aia de trei ori, ai auzit ce am postit? Deci, președintele Iohannis, când a venit la o ședință cu șeful DNA, ce mai erau oameni acolo, procurori și astea, a avut un gong care l-a anunțat, deci s-au zis și pe aia o voce a zis într-o boxă, președintele României, cred că zice excelența sa, președintele României, domnul Klaus Iohannis. Vezi, Morarul era să pice de pe scaun, știi? Ok, așteptăm ziua de joi, da, așa, cu respirația teată. Hai să așteptăm pe 6 seara, ia să vedem. Da, ce... 6 seara, hai, 6 seara, da. Bine, eu atât am. Oricum, la 5 zile după, să ieși cu o poziție oficială, seara la 6? Poate vine cu o surpriză, poate Moș Crăciun. Da. Dacă nu ați reușit să ascultați, rubrica de la bun început va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru, europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook, Radio Europa FM, la secțiunea Live. Cătălin, mulțumesc!